la versetul 21, 28, pagina de 941, o istorie evanghelică foarte cunoscută, dar plină de învățătură pentru orice generație de oameni, inclusiv pentru generația noastră. Cuvântul spune în felul următor. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul, că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi. Drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amen. Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, motivația pentru care am citit cuvântul acesta și pe care îl voi rosti în legătură cu familiile noastre, cu familiile fiecăruia, familia fiecăruia care prea să învețe din cuvântul Domnului, se datorează acestor evenimente dramatice care au zguduit multe familii prin comunitatea română din Statele Unite. Oameni temători de Dumnezeu, oameni care slujesc pe Domnul, oameni care s-au găsit cu experiențe traumatice, copii care au pierit în accidente îngrozitoare, copii care au murit în condiții misterioase, evenimente care au zdruncinat pe cei tineri, evenimente care au clătinat familii. Cu o săptămână și jumătate în urmă, am vorbit tot despre familie din Psalmul 101. În seara aceasta, deci, tot despre familie, un mesaj pe care l-am intitulat Credința care salvează casa ta. Credința care salvează casa ta. Nu știu care este problema casei tale, cei ce mă ascultați din cuvântul Domnului. Nu știu care sunt problemele pe care le experimentați în familie. Dar știu un lucru. Sunt doi factori, sau trei, care pot să vină în ajutorul casei tale, pot să vină în ajutorul casei mele. Factorul cel mai mare este iubirea lui Iisus Hristos pentru noi. Dumnezeu este de partea noastră. Este de partea casei tale. Dumnezeu este pro-familie. Pro-familie. Nu împotriva familiei. Al doilea factor este credința ta și a mea. Cuvântul Domnului spune, cine crede, poate toate lucrurile. Prin credință în Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, în Duhul Sfânt, în Trinitatea Divină, se pot rezolva toate crizele vieții. Toate crizele vieții, subliniați, toate. Indiferent care este problema, indiferent care este cererea. Și apoi, bineînțeles că cel de-al treilea factor este familia în sine. Ca Dumnezeu să se îndure de casa ta sau de casa mea, ca Dumnezeu să se îndure de familiile noastre, noi trebuie să venim înaintea Domnului. Degeaba alergăm la oameni, degeaba alergăm la tot felul de consilieri, unul mai specialist decât altul în zilele acestea, dacă nu alergăm la Domnul, unde este binecuvântare, unde este viața, la ceea ce a instituit familia, am alergat degeaba și rezultatele pe care am dorit să le găsim vor fi dezastruoase, vor fi dezamăgitoare. Iată că în istoria noastră,
O femeie care se pare că este văduvă sau părăsită de soț pentru că soțul nu apare în această istorie deloc. Pe lângă faptul că este în această condiție, ori văduvă, ori părăsită de soț, are o fică, o singură fică, după cum vorbește istoria noastră în întâmplarea aceasta înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Și această fică, într-o condiție teribilă. Frați și surori și doamnelor și domnilor, nu voi exagera când voi spune, nu este durere mai mare printre oameni decât aceea ca un părinte sincer să-și vadă copilul suferind. Să te uiți la un copil și să nu-l poți ajuta este îngrozitor pentru orice cine. Să-l vezi că se stinge, să-l vezi că moare, să-l vezi că sufere, să-l vezi că este în spasme, să-l vezi că zvârnește, se zvârcolește, să-l vezi că este în neputință și tu să stai neputincios în fața lui sau a ei și să nu poți să faci nimic, este îngrozitor. Apoi, din toate nenorocirile care se pot întâmpla cu noi și cu copiii noștri, copilul acesta să fie și demonizat, cum este cazul acestei fetițe, este teribil. Teribil. Niciun control asupra vieții. Personalitatea este anihilată atunci când este posesiune demonică. Fetița este în spasme, în crize epileptice, aruncată în foc, aruncată în apă, pentru că tendința celui rău, nu tendința, voința celui rău este aceasta, să ne omoare. Să ne omoare ce avem noi mai drag, să-ți omoare copilul, să-ți omoare soțul, să-ți omoare soția, să omoare relațiile, să omoare tot ce ai. În aceste circunstanțe, femeia aceasta, deși nu era iudeică, deși nu avea mare cunoștință de Dumnezeu, a înțeles și a aflat că Domnul Iisus Hristos este venit de undeva special, este venit de sus și a înțeles că venirea Lui nu este o venire întâmplătoare pe pământ. S-a uitat în istoria lui Israel și a văzut că acest Iisus Hristos este dincolo de a fi om. De ce îi se adresează Iisuse, fiul lui David? Pentru că a descoperit în Iisus Hristos pe Dumnezeu, a descoperit în Dumnezeu pe urmașul acela glorios pe care trebuie să-l aibă linia regală, davidică, când un împărat va veni și va fi împărat nu numai peste Israel, ci va fi împărat peste întreg pământul. Și această femeie a adus casa ei înaintea Domnului, în rugăciune, în cerere, în mijlocire, în închinare. Același lucru poți să-l faci și tu, același lucru poți să-l fac și eu. Este singura salvare pentru casele noastre. Credința care salvează casa ta este credința în Iisus Hristos. Și atunci când vii la Domnul Iisus Hristos, când venim la Domnul Iisus Hristos, frați și surori, doamnelor și domnilor, primul lucru pe care trebuie să-l știe oricine, este că în rugăciunea către Dumnezeu, nu trebuie să te oprești în închinarea înaintea lui Dumnezeu, nu trebuie să te oprești, deci ca familie vorbesc, în părtășirea cu Dumnezeu, nu trebuie să te oprești chiar și atunci când te rogi și Dumnezeu nu-ți răspunde. Uitați-vă în versetul 23a. Citeți versetul 22. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. Versetul 23a. El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Știu că suntem obișnuiți cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cereți și vi se va da. Bateți și vi se va deschide. Căutați și veți găsi. Știu că suntem obișnuiți cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Profetul Balaam merge până acolo, de asemenea Moise, și vom spune aceste cuvinte glorioase. Căci Dumnezeu nu este un om care să mintă și un fiu al omului care să-i pară rău de făgăduințele pe care le-a făcut. Deci dacă te rogi, dacă mă rog lui Dumnezeu, dacă mă închin în fața lui Dumnezeu, cum a făcut această femeie, dacă recunosc în Iisus Hristos pe stăpânul cerului și al pământului, stăpânul familiei, și dacă vin în fața lui cu această recunoaștere, Doamne, Tu ești absolut, Tu ești totul pentru mine și pentru casa mea, și mă rog lui, chiar dacă nu-mi răspunde, trebuie să rămâi cu confidența că Dumnezeu este Dumnezeu. Că Dumnezeu este Dumnezeu. Că Iisus Hristos este Dumnezeu. Că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Ți s-a întâmplat să te rogi să nu-ți răspundă Domnul? Toți care au avut această experiență, mâna dreaptă în sus, ia să vedem. Restul nu va asculta niciodată.
Te rog, Domnule. Mă rog, Domnule. Și cerul deasupra noastră este de creme. Rugăciunea noastră parcă n-a depășit tavan. Cuvintele lui Dumnezeu nu mai fac niciun sens. Apoi avem și această interpretare omenească. Dacă n-am simțit ceva când m-am rugat, dacă nu am avut o trăire, dacă nu s-a întâmplat ceva în jurul meu, însemnează că Dumnezeu nu există, însemnează că Dumnezeu nu vorbește, însemnează că Dumnezeu m-a abandonat, însemnează că Dumnezeu nu mai are în vedere cererea mea personală, închinarea mea, slujirea mea, casa mea. Frați și surori, doamnelor și domnilor, femeia aceasta din istoria noastră, această femeie străină de Israel, care a descoperit în Iisus Hristos pe Dumnezeul cel adevărat, pe Fiul lui Dumnezeu promis, a venit la Mântuitorul Iisus Hristos cu casa ei și a zis: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de fica mea. Ea este muncită rău de un drag. Iisus nu a răspuns niciun cuvânt. Iisus nu o să-ți răspundă nici ție niciun cuvânt. Iisus nu o să-mi răspundă nici mie niciun cuvânt. Cerul nu o să-ți răspundă niciun cuvânt. Dar știi de ce? Nu pentru că Dumnezeu este nedrept, nu pentru că Dumnezeu a încetat să facă minuni, nu pentru că Dumnezeu nu mai aude rugăciunile, nu pentru că Dumnezeu nu mai lucrează, după cum spun unii teologi și unii învățători în biserici, că minunile au fost valabile numai pe vremea apostolilor și numai pe vremea profeților. Parcă generația noastră nu are nevoie de intervenția lui Dumnezeu, parcă generația noastră nu are nevoie ca Dumnezeul cerului să rămână același ieri, azi și în veci. Noi credem un alt Dumnezeu care este neputincios, astăzi nu mai știe să facă minuni, astăzi nu mai știe să vorbească, astăzi nu mai știe să comunice, astăzi nu mai știe să facă nimic. Atunci ai de lemn. Eu nu vă stesc un astfel de Dumnezeu. Dumnezeul nostru este viu. Vorbește, face minuni. După cum spune Psalmul 65, tu ne asculți prin minuni. Dumnezeul tuturor marilor îndepărtate ale pământului și ale mării, mărit să fie Domnul. Dar dăm voie să spun, Dumnezeu va tăcea pentru următorul fapt. Îi întorcem prea mult spatele, stăm prea mult departe de Dumnezeu. Închinarea noastră este șubredă, rugăciunea noastră este șubredă, cultivarea cuvântului și cunoașterea de Dumnezeu este șubredă în casele cele mai multe. Și numai atunci când ajungem la nevoie, numai atunci când ne arde problema, atunci ne întoarcem către Dumnezeu. Și am vrea atunci Dumnezeu să fie pentru noi un automat, un robot. Cum am strigat, cum să ne răspundă. Nu o să fac lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe dependență totală de El. Dependență totală de El. Credința care salvează casa ta, care salvează familia mea, este credința aceea care atunci când te rogi lui Dumnezeu, acela care răspunde, acela care este viu în vecii vecilor, care este neschimbător, chiar dacă nu-ți răspunde, tu și cu mine trebuie să rămânem confidenți că El este Domn, este pe tron, conduce universul și conduce casa ta și viața ta. Amin? Amin. Femeia aceasta a înțeles acest adevăr. A înțeles acest adevăr. Apoi, al doilea adevăr pe care l-a înțeles ea în credința ei și în părtășire cu Dumnezeu, deci s-a rugat că nu i-a răspuns, al doilea adevăr a fost acesta. A continuat să se roage, a continuat să se închine, a continuat să vadă în Iisus Hristos pe Domnul, cum trebuie să faci și tu și trebuie să fac și eu, a continuat să se plece în fața acestui Dumnezeu și să recunoască dependență totală de El, chiar și atunci când biserica n-a înțeles-o. Chiar și atunci când biserica n-a înțeles-o. Uitați-vă din nou în versetul 23, partea finală. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: dă-i drumul că strigă după noi. Este exact ceea ce se întâmplă cu noi de foarte multe ori. Ne rugăm de multă vreme, aducem aceste familii înaintea lui Dumnezeu. Și observați dumneavoastră acest fenomen. Când cineva este, să zicem, prins dintr-o dată, când cineva este lovit dintr-o dată, când într-o familie vine necazul, lovește un copil, lovește un fiu, lovește o fică, lovește pe tata sau pe mama, este o pierdere, un dezastru, o veste cutremurătoare de la medic, boală incurabilă, o situație dificilă, o pierdere imensă în business, copii vagabonzi, copii care au fugit de acasă, fete care vin și spun părinților: suntem însărcinate, tot felul de situații, și părinții sunt paralizați. Când ajung în situații de felul acesta și vin în casa lui Dumnezeu, observați următorul fenomen. Până acum, dacă te-ai uitat și să vezi cum se roagă, nu s-au rugat. Deci nu s-au deschis gura. Nici s-au deschis, s-au mișcat buzele. De multe ori noi, păstorii, trebuie să avem această scenă. Ne uităm peste biserică, este timp de rugăciune. Și sunt mulți care nu se roagă, se uită pe perete. Este timp de laudă, de închinare, așa cum s-a închinat femeia aceasta. Și în timpul laudei și a închinării își trimit mesaje pe telefon. Este timp de cercetare a cuvântului Dumnezeu, de analiza a cuvântului Dumnezeu, analiză profundă, și în timpul acesta vorbesc și pun la cale tot felul de lucruri, una poate mai ușurat, unul mai ușurat decât celălalt.
Adea dânsă ne cazul. A venit problema și l-a prins dintr-o dată, a prins casa, a prins familia dintr-o dată. Auzi țipete în biserică. Auzi plâns în biserică. Rugăciunea este pe punct să se termine, dar familia aceasta nu termină să se roage. Și știți care este reacția bisericii? Dom'le, nu odată, nici de două ori, frate Gog, nu vreți să-i spuneți la... Ne deranjează, ne face de râs, auziți cum țipă, auziți cum se roagă. Dă-i drumul că strigă după noi și noi suntem civilizați, suntem așa o societate mai pusă la pom, mai ordonată, mai organizată. Femeia aceasta a zis, dacă Dumnezeu nu-mi răspunde, pentru mine Dumnezeu este Dumnezeu mai departe. Dacă biserica nu mă înțelege și crede că are acest cuvânt să mă umilească mai departe, pentru mine Dumnezeu rămâne mai departe Dumnezeu și biserica rămâne mai departe, rămân mai departe frații lui Hristos pentru mine și frații mei înaintea lui Dumnezeu. Nu s-a deranjat. Poate că eu m-aș deranja sau poate că tu te-ai deranjat. Dacă cineva nu s-a uitat la tine cu cei mai prietenoși ochi sau a dat mâna cu tine și s-a uitat în altă parte, poate lucrul acesta te-a ofensat. Femeia aceasta a zis, Apostolul Petru, și el este om. Apostolul Andrei, și el este om. Nu mi-a spus cuvântul cel mai bun. A vorbit cu mine așa în doi peri, cum spune românul. M-a tratat cu multă ușurință. N-a ascultat la cazul meu. M-a judecat, m-a privit așa firește. Și a zis, vai de el sau vai de ea. Pentru mine, îi rămân mai departe poporul Domnului. Pentru mine rămâne mai departe biserica lui Dumnezeu, stâlpul și demelia adevărului. Pentru mine rămâne mai departe această încredințare fermă. Dacă familia mea va putea sta în picioare, dacă familia mea va ieși din criză, dacă familia mea urmează să fie binecuvântată, singurul care o poate binecuvânta este cel ce nu mi-a răspuns la rugăciune. Singurul loc unde pot să fiu binecuvântat este în casa lui Dumnezeu, unde nu sunt înțeles. Dar voi sta și voi stălui, mă voi închina și voi sluji lui Dumnezeu. Nu voi da înapoi până când El își va aduce aminte de mine și ca judecătorul nedrept va zice, pentru că mă deranjează, am să-i fac bine. Dar pe Dumnezeu nu-L deranjează. Poate pe mine mă deranjează și pe tine. Și mi deranjează foarte des. Este așa? Pe Dumnezeu nu-L deranjează. Nu-L deranjează. Dumnezeu ascultă. Dumnezeu răspunde. Dumnezeu face bine. Dumnezeu îi zbăvește. De ce? El găsește plăcere să facă bine. Când un copil stăruiește înaintea Domnului, când o familie se roagă, când o familie se închină, când o familie cântă împreună, când o familie vine împreună la biserică, în ciuda necazurilor prin care trec, în ciuda experiențelor negative pe care le-au chiar în casa lui Dumnezeu și pot să ai această experiență, Dumnezeu răspunde aceste familii, binecuvântează această familie, răspunde cererile tale, nevoii tale, problemei pe care ai adus-o și ai spus, nu știu dacă mai ies, nu știu dacă mai rezolv, nu știu dacă mai răspunde Domnul, nu știu dacă voi căpăta inima aceea, nu știu dacă voi căpăta înțelegerea aceea. Frați și surori, Doamne și Domnul, tine și tinere, Dumnezeu vă iubește așa de mult. Dumnezeu ne iubește așa de mult casele. Dacă nu ne-ar iubi casele, n-ar fi format familie. El nu face ceva ce să nu iubească. Dar pentru că a întemeiat familie, iubește familia atât de mult încât o poartă în brațele lui atotputernice în fiecare zi. Glorie Domnului! De aceea, credința ta, închinarea ta, slujirea ta, care îți poate salva casa, este aceasta. Roagă-te lui și când nu-ți răspunde. Continuă să te rogi și când biserica nu te înțelege. Și apoi, în al treilea rând, al treilea mare adevăr este acesta. Stai lângă Domnul în închinare, stai lângă Domnul în rugăciune, stai lângă Domnul în cerere, știind, frați și surori, Doamnelor și Domnilor, știind acest lucru, că ceea ce tu ceri de la Dumnezeu, ceea ce eu cer de la Dumnezeu, este un lucru pe care nu-l merităm. Este un lucru pe care nu-l merităm. Versetul 24. Drept răspuns, le-a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Există această mentalitate în familiile noastre. Există această mentalitate în biserici. Și anume, mentalitatea este următoare. Este cu neputință să nu mă asculte Domnul pe mine. Este cu neputință să nu-mi facă mie Dumnezeu bine. Și dacă întreb de ce? Sunt credincios. Corect în zeciuială, aproape corect. Corect în dărnicie, aproape corect. Corect în primirea de oaspeți, aproape corect. Toate lucrurile le fac fără murmur prea mult. Este cu neputință ca Dumnezeu să nu mă asculte. Este cu neputință. Dumnezeu trebuie să-mi facă bine. Frașii și surori, adevărul este acesta. Orice cerem lui Dumnezeu nu merităm. Nu merităm. Știți de ce?
Pentru că începând cu mine, păstorul senior al dumneavoastră, și încheiem cu ușiere să-i luăm pe ei la rând, în seara aceasta în Biserica Emanuel. Nici unul dintre noi, dacă suntem transparenți, nu avem curajul să spunem că noi l-am ascultat pe Domnul în toate privințele. Este așa sau nu este așa? Cuvântul Domnului spune că dacă îl ascultăm, dacă îl căutăm cu toată inima, zice, mă veți pliga și am să vă răspund. Mă veți chema și am să vă răspund. Dar nici unul dintre noi nu este desăvârșit. Nici unul dintre noi nu are meritele acelea în care să poată să aibă trecere în fața lui Dumnezeu. Însă, dacă suntem de acord că nici unul dintre noi nu avem meritul să căpătăm binecuvântarea care o cerem, nici unul dintre noi nu merităm ca Dumnezeu să se uite spre noi și să ne facă bine caselor noastre. Și nu merităm. Nici unul dintre noi nu merităm ca Dumnezeu să se uite la problema noastră. Și poate uneori este banală problema pe care o cer lui Dumnezeu. Fie că ești căsătorit, fie că ești necăsătorit, fie că ești tânăr, fie că ești în vârstă. Niciunul. Vă spun altceva. Noi nu merităm, dar dacă ne rugăm lui Dumnezeu, nu ne rugăm în meritul nostru. Ne rugăm în meritul lui Iisus Hristos. În meritul lui Iisus Hristos. Face, au spus niște oameni despre un contemporan al lor, despre un centurion sau sutaș roman. Mântuitorul sau învățătorul, cum s-au adresat lui. Se merită să-i faci bine. De ce? Pentru că s-a îndurat de neamul nostru, a făcut bine neamului nostru Dumnezeu. Ne-a construit sinagogă și el este străin. Dumnezeu Tatăl se uită la tine și se uită la mine. Se uită la casa ta și se uită la casa mea. La familia ta și la familia mea. Și lui Iisus Hristos și ție și mie îmi spune următorul lucru. Se face, se merită să-i fac bine, pentru că uite-te la Lazar. Știe că nu merită ce cere. Pentru că dacă ar fi după merit, frate și surorii, ascultați-mă ce vă spun în această seară aici în Biserica Emanuel. Sau în ziua de azi ne urmăriți pe internet. Dacă Dumnezeu în dreptatea Lui, repet, în dreptatea Lui, ar lucra în dreptul meu, vă spun eu, n-aș mai fi păstor. N-aș mai fi nici în viață. Însă Dumnezeu nu lucrează în dreptatea Lui, ci El amestecă dreptatea Lui cu dragostea. Și când își amestecă, știți că în Biblie vorbește despre paharul amestecat al lui Dumnezeu, v-am vorbit deseori, iar în timpul necazului cel mare spune, le voi da să bea paharul meu neamestecat. Când Dumnezeu dă paharul neamestecat, atunci lucrează cu dreptate, cu dreptate absolută. Însă când amestecă paharul său, Dumnezeu lucrează cu dreptate absolută, dar cu dragoste supremă. Și când amestecă dreptatea cu dragostea lui, spune, din pricina lui Iisus Hristos se merită să-i fac bine. Se merită să-i salvez casa. Se merită să mă îndur de familia aceasta. Se merită să-i ridic copilul. Se merită să-l întorc din lumea aceea de vagabonți. Se merită să-l ridic din amărăciunea în care se află. Se merită să-i răspund la problema care îi necăjește și care îi frământă și prin care au crezut că cerul nu le mai răspunde niciodată. Nu din pricina lor, nu pentru că nu există merit în dreptul lor, dar din pricina Fiului meu Iisus Hristos. Am să-ți fac bine din pricina Lui. Aduceți-vă aminte de David. El a învățat de la Dumnezeu această lecție extraordinară. Mai este cineva din casa lui Saul, pentru că vreau să le fac bine din pricina lui Ionatan. Casa lui Saul era vrăjmașă cu David. Dar David a avut un prieten adevărat în Ionatan. Și din pricina lui Ionatan a zis David, vreau să fac bine oricărui urmaș al lui Saul. Mefiboset este un olog, este neutil, este netrebuincios la palat. Însă din pricina tatălui său Ionatan, Mefiboset a mâncat la masa împăratului. Din pricina lui Iisus Hristos, tu și cu mine avem trecere în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu ne face bine. Casa ta și casa mea va sta la masa împăratului, la masa lui Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Și apoi, în final, faceți rău, doamnelor și domnilor, când problema casei tale, când criza familiei tale, când problema ta personală și-au
Cauza pe care o aduci înainte lui Dumnezeu și pentru care aștepți un cuvânt, o cercetare, o atingere, o simțire, o înțelegere oarecare, o dezlegare oarecare, pentru că ești încă în confuzie, ești în starea aceasta. Reține! Când te rogi lui Dumnezeu și cerul nu-ți răspunde, trebuie să rămâi confident că Dumnezeu este Dumnezeu în continuare. Când te rogi și te închini lui Dumnezeu și continui cu problema ta înainte lui Dumnezeu și chiar biserica ți-a întors spatele și este deranjată de cazul tău, în loc să plângă cu tine și să simtă împreună cu tine, frații din biserică și surorile rămân mai departe, frații tăi și surorile tale, nu le întorci spatele. Și Dumnezeu rămâne mai departe Dumnezeu. Apoi când vii mai departe înainte lui Dumnezeu cu cauza ta, vii cu această confidență. Nu merit, dar merită Iisus Hristos. Dar merită Iisus Hristos. Și apoi în final, lucru care îți salvează casa și salvează familie este acesta. Frați și surori, înainte de a-L rosti, haideți să vă aduc la realitatea pe care o trăim deseori. Și realitatea este următoare. Noi vrem binecuvântări cu carul, cu trenul. 100 de vagoane de binecuvântări, dacă ne-a dat Dumnezeu, atunci am zis, Dumnezeu este bun. Femeia aceasta a zis, Doamne, eu știu că Tu ești responsabil pentru Israel. Pentru că mai și jignit. Când mi-ai zis, nu este bine să iei pâinea de la copii, și Israel sunt copiii tăi, și să o dai la un cățel ca mine. La un necioplit ca mine, la un nespălat ca mine, la un murdar ca mine, la un obraznic ca mine. Nu este bine, Doamne. Însă, Doamne, chiar dacă nu văd eu o pâine întreagă, dar dacă o fărâmitură din pâinea Ta cade în dreptul casei mele, nu trebuie un vagon, Doamne. Nu un vagon, o fărâmitură e suficientă să-mi pună casa în picioare. Este această confidență, deci, în al patrulea rând. Când te închid Domnului, când te rogi Domnului să te rogi și te închid cu confidența, neașteptând un vagon de binecuvântări, ci rezemându-te pe un singur element din binecuvântare. O fărâmitură. Valuri mari, vânturi puternice, întuneric, spaimă, frică de moarte, neputință de a recunoaște pe Iisus Hristos. Este pasajul de dinainte a celui pe care l-am citit în seara aceasta. Ucenicii pe mare. Dar când Iisus Hristos le-a spus, nu vă temeți, nu vă speriați, v-am urmărit, v-am văzut de pe munte, am văzut că vă zbateți între viață și moarte. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Eu sunt Dumnezeul care am creat mare, am creat pământul, am creat munții. La cuvântul meu s-au creat. La cuvântul meu, vă aduceți aminte ce spune în Scriptură, El ține prin puterea cuvântului Său pământul și universul. A dat legi în univers pe care nimeni nu le calcă. Dumnezeul cel atotputernic este numele Lui. Petre, ți-e frică? Da, mi-e frică. Și ce vrei? Aș vrea să vin la tine pe ape. Pentru că văd că tu umbli pe apă dacă îți spui că tu ești. Bine, Petre, am să-ți dau o predică despre umblat pe apă. Și aceasta, ca să umble pe apă, Petru, trebuie să facem felul următor. Întâi ridici piciorul drept. Și dacă nu ai și reumatism, te ajungi și cu mâna. Și îl ridici peste bordură. L-ai trecut dincolo și când l-ai trecut, apoi te ții în mâini. Și îl treci și pe stângul. Și după ce l-ai trecut și pe stângul, te lași încetul până atingi apa. Și după ce ai atins apa, zici trei rugăciuni. Și după ce ai spus trei rugăciuni, închizi ochii. Și vezi. Poruncește-mi să vin la tine. Ce ai spus? Ce ai spus? Vino. Un singur cuvânt. Vino! Înghețat apă. S-a întărit sub talpa piciorului. S-a făcut minune. Un singur cuvânt. Nouă ne trebuie 10 predici să înțelegem un adevăr. Ne trebuiește un an de zile să ascultăm cuvântul Domnului. 1000 de cântări ca să lăudăm pe Dumnezeu, să înțelegem că trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu.
O sfărâmitură, Doamne, o fărâmitură, dacă îmi dai numai o fărâmitură, nu trebuie pâine întreagă, nu trebuie să-mi vorbești în fiecare zi, nu trebuie să-mi vorbești în fiecare noapte. Un cuvânt dacă aud în mesajul de astăzi, un cuvânt dacă l-am simțit în rugăciune, un cuvânt dacă l-am auzit în cântare de laudă, un cuvânt dacă mi l-a spus un copil, un cuvânt dacă mi l-a spus tata sau mama, un cuvânt dacă l-am auzit de la soție, un cuvânt dacă l-am auzit de la soț, dar dacă este cuvântul tău, Dumnezeule, acela este suficient, mă pune în picioare. Mă pune în picioare. Poruncește-mi să vin la tine. Bun, vino! Nu-mi dau o pâine, Doamne. Dă-mi o fărâmitură. Și dacă îmi dai o fărâmitură, nu este demon, Doamne, să poată să muște din fărâmitura ta. Nu este. Nu este demon să mai stea în casa aceea când o fărâmitură din harul tău se coboară peste casă. Nu este demon în familia aceea peste care un strop din sângele Domnului Iisus a căzut. Nu tot sângele, un strop din sângele Domnului Iisus Hristos s-a scurs. Nu este. Nu este neputință. Nu este nimic în stare să te facă să rămâi mai departe în condiție paralizată, în condiție de criză, în condiție de neîmplinire, cu inima nesatisfăcută, cu mintea în confuzie. Un singur cuvânt, o singură fărâmitură. Însă dați-mi voie să vă spun mai mult. Dumnezeul nostru nu-i Dumnezeul mărunțișurilor. Dumnezeul nostru nu-i Dumnezeul fărâmiturilor. Iisus Hristos este pâinea care s-a coborât din cer. Și în casa ta nu va intra numai un cuvânt din gura Lui. În casa ta va intra Iisus Hristos în persoană. Iisus Hristos în plinătatea prezenței Lui și unde intră El cu prezența Lui, demonii sunt puși pe fugă, boala este vindecată, inima este liniștită, mintea este adusă la loc, totul își vine în fire, totul stă în picioare, totul intră în ordine, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul ordinii, mărit să fie numele Lui. Pâine care s-a coborât din cer ca să dea lumii viață. Este Iisus Hristos. Nu, Dumnezeu nu umblă cu mărunțișuri, cu fărâmituri. Iisus vrea să intre în casa ta în totalitatea Lui. Vrea să intre la copiii tăi cu toată puterea și autoritatea Lui. Vrea să le rânduiască mintea și înțelegerea. Iisus Hristos vrea să intre în familia ta, în familia mea, în toată autoritatea numelui Său, nume glorios, în care suntem vindecați, în care suntem mântuiți, în care cel rău este pus pe fugă. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele Lui, în numele Lui, vei lăuda pe Domnul cum nu l-ai lăudat niciodată. Vei cânta cu bucurie cum n-ai cântat niciodată. Vei vorbi cum n-ai vorbit niciodată. Vei înțelege cum n-ai înțeles niciodată. Vei vedea casa cum n-ai văzut-o niciodată. Vei înțelege familia cum n-ai înțeles-o niciodată. Vei căuta pe Domnul cum nu l-ai căutat niciodată. Vei înțelege soția cum n-ai înțeles-o niciodată. Vei înțelege soțul cum n-ai înțeles niciodată. Vei înțelege părinții cum n-ai înțeles niciodată. Vei înțelege copiii cum n-ai înțeles niciodată. O pâine întreagă. Pâine dreaptă este în mijlocul nostru în seara aceasta. Este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. A trecut ca tu și eu să credem că încă este pe tron. Ne-a umilit biserica, probabil, cu atitudinea ei, ca tu și cu mine să vezi mai departe în biserică pe frații Domnului și pe frații tăi, pentru că și tu ești ca ei și eu sunt ca ei. Nu merite ceri. Nu merite ceri în dreptul casei mele, a casei tale. Dar merită Iisus Hristos. Dar merită Iisus Hristos. Și apoi, fii convins. Fii convins că o fărâmitură ajunge. Să Dumnezeu să va bucura, nu o fărâmitură să-ți dea. Să-ți dea o pâine întreagă. O binecuvântare întreagă. O binefacere întreagă. Un taur cu corne și cu copite cu Duhul, cum spune Sfânta Scriptură. Amin? Adu casa ta. Credința care salvează casa este credința în Dumnezeu cel viu, în Dumnezeu cel adevărat. Vreau să mă rog împreună cu tine. Vreau să mă rog împreună cu casa ta. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare. Și pentru că este amărăciune multă, căutare multă, a
alergare mult, în dreptul multora, mă gândesc că măcar un cuvânt din mesajul pe care l-a trimis Domnul a ajuns la urechea ta, a ajuns la inima ta și ai zis astăzi, mă opresc, mi-ajunge, cuvântul acesta m-a pus în picioare. Iisus este cu mine, Iisus este cu noi, Iisus are bucuria să facă bine, să aducă pace. Roagă-te acestui Mântuitor glorios, mănâncă din pâinea aceasta, mănâncă-i cuvântul, mănâncă-i dulceața, mănâncă din puterea ei, din harul ei și spune-i, Doamne, îți mulțumesc pentru dulceața pâinii tale, pentru dulceața cuvântului tău. Îți mulțumesc pentru faptul că dreptatea te este amestecată cu dragoste, aici te uiți la mine cu milă. Doamne, te iubesc, Doamne. Și chiar dacă nu mi-ai răspuns până acum nimic, Tu rămâi mai departe Dumnezeul meu. Chiar dacă biserica nu m-a înțeles, ei sunt frații mei și eu sunt fratele sau sora lor. Chiar dacă ți-am cerut ceva, știu că nu merit, dar Tu, Iisuse, o meriți. Mă rog în numele Tău, orice cer îmi cerem în numele Domnului Iisus Hristos. Și Doamne, știu că Tu nu umbli cu fărâmitori, cu mărunțișuri. Intră în casa mea, intră în viața mea, intră în familia mea. Ne rugăm Domnului cu Domnul.